din experiența proprie. Așa, mai tare. Dipolul deschis este util în oraș. Pentru că nu apar reflexii. Pentru că vede unda altfel. Vede unda și după blocuri. Vede unda de oriunde. Dipolul închis este mai direcționat, mai altfel. Apar interferențe. Practic are câștig mai mare dipolul închis. Părerea mea, din experiență, spun, în oraș. Bun. Eram înconjurat de blocuri și am făcut diferență. Da. Atenție, dipolul închis, buclă neapărat la 110 maxim centimetri. Vorbesc pentru mijlocul benzi, un fel de 99. Testat, ori zicem, pe campus. Pe dipol deschis, trebuie un fel de buclă de aia, nu, landa pe 2, nu, landa pe 4. Deci un fel de buclă micuță. Sau deloc buclă. Da, bun, și care contează... era poanta generală care tot se omorfăie? Că, vezi, doamne, că dipolul închis n-are zgomot și dipolul deschis are zgomot. Care e chestia asta? Că aici e o chestie care nu are logică. Zgomotul se referă la masă, când de la cablu coaxial. Mai tare că te auzi încet. De la cablu coaxial, când atingi masa la radio, atunci se vede diferența de zgomot. Dacă crește sau nu crește zgomotul. Practic, masa, o antrenă, dacă este făcută corect, calibrată, se cunoaște la masă. Da. Și, practic, crește zgomotul, asta vrea să spună băiatul, că este mai... Băieții, nu băiatul, că nu vorbim de unul. Este cea care are zgomot mai mare și au dat și seama. Pentru că toți, toți au... de ce e logic? Orice radio, orice antenă care are zgomotul mai mare, este mai bună. Da. Păi da, dar de ce e logica asta? Pentru că zgomotul ți-a stupă utilul și ți-a stupat și DX-ul. Adică tu vrei să spui că dacă eu am low loss-uri, filtrele low loss și am și o antenă foarte zgomotoasă, eu sunt cel mai puternic de aici, nu? Am spart gheața greșit, pentru că mi-am dat singur în cap cu zgomotul. Cum ai tu emițătoarele aici, așa? La Gorile. Așa. Una cu dipol închis te dezavantajează clar, părerea mea. Da. Îți trebuie ceva care să prindă semnalul de la distanță, dar în același timp ăsta foarte puternic să-l... Da! Ce spui observe, tu? Da, am înțeles! Da! Asta va face jumate radioul. Da. Prin partea cu dioda prin care respinge radiofrecvența, exact, și-o dă la masă. Exact. Dar extern. Dar, da. Extern. Bun dipolul. Bun. Dar, cum sunt eu în videle ce am bulgare în spate, de exemplu pe Vibe, am bulgari 92 cu 2 peste el acoperit, 92 cu 1 integral. Da. Dacă n-am directivă, s-a terminat. Vrei vertical directivă, minim 5 elemente, cu 3 deja e mică, 5, 7, așa folosesc. Da. Vrei Craiova sau altceva, da, să nu mai vină nimic din spate, orizontal, directivă, numai așa pot în... Da. Și cred că majoritatea zonelor din afară, în afara Bucureștiului, trebuie directivă. Cea mai eficientă. Nu, da, nu și deschis, eficiența clar, între directiva cu dipol deschis și directiva cu dipol închis. Dacă ai pune la țară. Eu vorbesc acum de eficiența între directiva dipol vertical, sau, nu, dipol orizontal sau vertical, cu dipol închis sau dipol deschis. Care e eficiența? Adică ne luăm după ăștia care tot ne bagă bețe în cur și în roate, că vezi, doamne, antena dipol deschis fâș, are fâș mare. Și aia antena are fâș. Bun, suntem la videle și facem o directivă de 5 elemente sau de 3 elemente cu dipol deschis. E avantajoasă? Pierde sau câștigă? Stai la fel ca aia cu dipol închis. Nu, dipol închis la videle este ideală. De fapt, videle. Orice... Nu, dar explicăm de ce dipolul deschis
nu este ideal și ce în oraș, care da. Nu, nu, oraș, nu, da. Nu la țară, dacă faci o directivă cu dipol deschis, de ce nu? Pentru că e greu să o adaptezi la 75. Îți este un 50 de emisie bună. Am avut. Dipolul vertical nu este de 50, de 75. 50 trebuie să-i faci. Nu. Adaptare să-l faci în 50. Nu. Dacă este directivă, e clar că nu e un dipol. Sunt mai mulți elemente. Da, dar el, nu, el tot impedanța e aceeași. Deci ambele dipoale sunt de 75. Aici e o chestie care nu înțeleg majoritatea. Diferența între dipolul deschis și cel închis este identică. Deci nu se fie dipolul deschis mai șmecher decât ăla sau invers. Adică cum ar veni antene de 0 decibel câștig să fie ambele una mai ciumeagă decât alta sau una mai proastă decât alta? Amândouă sunt frați gemeni, pentru că amândouă aceeași câștig, numai că dipolul închis e singura chestie. Ăsta deschis, să știi că e dipolul închis, este chiar omni. Da, ăsta... da. Nu e chiar omni, uneori. Ăsta închis are un 80 de grade ceva. Da, vede, deci ăla, da, vede, ăla închis, da. Dar vede, mai e o chestie, la dipolul închis, că aici nu înțeleg majoritatea, de ce e mai bun la propagări. Dipolul închis la propagări îți ia și de-a sus, din aer. Ăla care îl pui, da. Îl pui. Da. Deci ăla care îl pui pe dipolul vertical, când l-ai făcut directiv, nu-ți mai ia mult în sus, pentru că el... deja prin elemente din față, directivitatea l-a făcut să ia mult din față și prost din de deasupra. Iar de... propagările, tu ca de exer ești maniac ca să prinzi din toate unghiurile. Și apropo de înălțime, că ai mai zis ceva de înălțime, da. Ieri? Nu, greșeala care o face Mr. Râvâic, că o antenă dacă o înalți, înălțimea se transformă în magism. Adică... dacă eu am pus antena la 7 metri, am pus antena la înălțimea magică. De ce tot zici? 10 metri, da. Trebuie, nu, dar de ce s-a ajuns dacă să... dacă urci mai mult, nu, de nu ce, câștigi. Nu, dar zic așa, de ce s-a ajuns urcatul să-i se spună magie? Facem aici... nu, magie știi ce înseamnă? Baba alba neagră. De la 2 ce? Metri la 5 metri, de la 2 metri la 7 metri. Omule, haideți să o luăm băbește. Dezavantajul urcării. Voce scampii de la Oltenița când preluau 101 cu 1 din Călăraș până să facă metoda prin internet, adică partea de VPN și streamuri. Când luau 101, noaptea auzeam în București Sky-ul. Deci se făcea automat rețea radio Sky Oltenița. Deci nu se mai făcea radio voce scampii. Sau ascultai pe 101, ascultai culturalul în București, iar pe 94 din Oltenița tu ascultai România Cultural. Și scria voce scampi Oltenița. Deci, înălțimea magică de 75 de metri în Oltenița. 75 de metri în Oltenița. Asta este înălțime pentru a face DX, nu da. Pentru a face ceva. Da, corect. Și acolo se folosea antene de 5 elemente, directivele verticale, da. Văzute de mine. Erau de 5 elemente. Pot să mă duc în Oltenița să și le filmez. Au rămas alea. Una pe Silos și una pe Libertății, unde sunt puse sătoarele stile pe mușul Vocescam. Deci, care e concluzia finală între ele? Este bună antena care îți dă rezultat. Ca să ai da. Rezultate, trebuie să încerci mai multe tipuri de antene. Da. Și de ce? De ce? Bun. De eu ce? Folosesc da. Directive. Bun, închis, din tot ce ai auzit de antenele mixte, cruce, adică, sau cruce al Sfântul Andrei, da. De ce aia funcționează cel mai bine în oraș? N-am testat. Păi nu, dar după tine așa... Hai, zi! Vede și fața și spatele. Da, da, mai vede ceva. Unghiul de reflexii. Pentru că tu ai nevoie în București, între clădirile astea, putea... să iei din toate unghiurile. A, încă o chestie, fie în București, dipol deschis, dar nu vertical perfect, la 45 de păi grade. Păi da, și aia crucea Sfântul Andrei sunt două de 45. Sunt două de 45. Na, că n-am, tu faci, n-am încercat. Tu faci forma de X, o faci. N-am încercat. Deci, am păi avut... da, 45 cu 45. Și, și atunci încep semnale orizontal-vertical. Și iei din mai multe unghiuri. Nici nu e mai într-un singur unghi. Adică tu poți presa... auzi Muceală Oltenia da. Actualități pe 105 în continuu. Prefer cu dedicație. Da. Am cel puțin 4-5 antene. Am una
special de Oltenia Craiova, pe orizontală. Am una special pentru București, treaba ei. Am una special pentru sârbi, special pentru bulgari. Fiecare cu antena lui, fiecare cu treaba lui. Nu-mi place să mă încurc o antenă pentru tot. Nu-mi place. Băi nu, asta aici în București, pentru că s-a cerut, uite cazul ăla când s-a cerea să se asculte Super FM în București. Da, două antene. Nu merge. Am încercat verticală și directivă. Am încercat directivă. Da. Sistem de 4 antene FM. Sistem de 4 antene FM, dar avem și avem calcule. Nu, avem calculele oficiale, le avem pentru că Artea, pentru că era în Alexandria, dacă nu știu dacă l-ai prins tu pe ăla. Eu am făcut un video. Băi, în Alexandria era unul Gigi care a încercat pentru să prindă TVR-ul canal 4 din groapă. Da. Și nu mergea decât la 5 elemente mergea, dar prost. Iar la aia cu 4 deja se vedea la limita cu puțin color, dar din groapa de la Alexandria. Și au rămas calculele la fidere perfecte, deci cum se aliniază, cum faci simetrizarea, tot. Asta e probabil principal. La 100 km, undeva la Slobozia sau Roșior de Vede sau da. Și Alexandria. Da. Să aducă rezultate, să aducă București acolo. Da, da. La uite, la Roșior, da, într-adevăr, lângă Roșior am fost eu. Într-adevăr, Bucureștiul cu Blaupunctul îl vezi? Da. Deci îl vezi? Da, cu altul nu. Realitate FM, dacă stau să mă gândesc la 3 metri de pământ, 4 metri de pământ, o iau cu RDSP 90 da, cu 2. Da. Iar tu spuneai că nu auzi. Sau Dens FM-ul ăla, 89 cu 5, dacă stai și te gândești între... Știi că sunt zonele alea șerpuite între dealuri da. Și ăla, găsești exact reflexia unde scade Novaciu și găsești în buza Novaciului DSFM-ul. Dar auzi prost. Dar prost rău cu de tot. Cum îți explici că... Că sunt zone și zone. 21 și Chisu. Da. Cozia. Acum pur și simplu sunt picate. Picate înseamnă semnal extrem de slab. Cu toate că nimeni n-a umblat la emițător. Da. Cum îți explici? Și Galaxy-ul și cu Pro FM-ul merg super. Cum îți explici? Eu n-am găsit explicat. Da, simplu, cum a fost și cu Buzău. Niculescu a luat și a pus antenă directivă. Nu într-o zi. A pus antenă directivă pe 21 și nu mai este dipolul normal deschis. Și a băgat directivă cum a făcut sus pe Istrița. A făcut copia lui Istrița pe Cozia și în București pe centru iei deci tu mijlociu de radio 21. Eu aici, de exemplu, l-am. Prost 21. Dacă mă duc, mă duc în parc aici, pe la mijlocul parcului, am 21 cu blanc. Vin aici, în gaura asta, în Unirii, 0. Deci pe zonă, da. Chisu are în oraș și în București 56. Da. 48 are 21. Așa. În București. Și la Videle e mai tare 21 decât. Pentru că dă cu directivă. Îți dă cu directivă 21. Și directiva îți vine pe direcția ta una spre mare. Îți aduc poză. Nu, îți aduc poză. Cred că dă spre Oltenița. Exact. Nu, bine, nu, dă spre, nu e vertical. Nu 21. Chisul e orizontal, dar vertical nu? E 21, dar dă directivă. Nu dă dipul deschis. Asta e avantajul la 21, dar aia la distanță se simte 21 da. Pe o laterală spre Videle, să zicem spre, te duci încolo spre Roșiori și în partea aia lantă spre mare. Da. Aici în București, Piața Unirii este 0, deci e pe gaură. Unirii nu are radio 21, 98 cu 7, poți să încerci tu ce antenă vrei, testa de mine. E, aici la Libertății, aici la Libertății, în zona asta, dacă stau cu radio, ascult radio 21. Aici nu mai e gaură. În București. Da. Are, repet, 21 are 48. ZU are 48. Și la Videle ZU e aproape 0. Păi da, pentru că antena nu mai este... Da, antena de la ZU nu mai este în acoperire spre zona ta, pentru că fiind dipol... Păi dacă e dipol vertical, simplu, nu e directivă. Tu realizează, la dă cu directivă. Tu pui directiva, dita mai directiva cu o antenă și simplă. De ce 21 dă spre Videle, unde e cât de cât ai? Nu știu, aici întreabă... Păi nu, că el... Păi nu, înseamnă că poate... Păi nu, poate vrea să facă când... Să facă un calcul. Când vii de la mare, să o colești peste centură, să tot o ții cu 21, după aia să sară AF-ul pe 91 cu 5, ai înțeles? Sau nu, să sară pe 100 cu 2 pe deasupra Bucureștiul, după care să sară 91 cu 5, cum mai depăși Bucureștiul. Adică, dacă faci București, dacă faci București-Gorj, eu zic așa, dacă faci București-Gorj, să fie gândită figura, deci să vii de la Fetești-Gorj, să zicem, nu Constanța, Fetești-Gorj, o luăm în felul aia, deci
Vi 98 cu 7, 100 cu 2, 100, după aia 99 cu 5. Iar 100 cu 2, nu, nu, să nu meargă multă perioadă, că asta e chestia gândită logic. Adică să meargă început de pe lângă București, 100 cu 2, până după București, unde 99 cu 5 în partea întărupe. Eu l-am văzut. Autostradă nu sare da. Bistrița, sare direct după 21, sare da. Băneasa. Da. 105 cu 2 sare. Da. Nu, Istrița e tare. E tare, dar nu sare pe el. Păi nu sare pe el de la, de la radio asta. Nu știu de ce. Sare pe ori ați scris în AFE, a scris... E tare de tot 105 da? Cu 2. Da, înseamnă că i-a scris AFE-ul, e scris AFE-ul. Da. Trebuie văzut, trebuie văzut AFE-ul cum e scris. În zona respectivă poate scris AFE-ul pe 105 cu 2 și, și nu e băgat și în listă 98 cu 7. Adică în ia Lomița să nu fie băgat 98 cu 7 din 105 cu 2. Da, 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 am înțeles, am înțeles. Deci din 105 cu 2 trebuie să plece direct. Deci ăla dacă dirigează 98 cu 7-le, să știe să se ducă el să comute. Deci asta e toată chestia, asta e, asta e, asta e văzută. Deci eu spun, la distanță mare, un dipol deschis încă o dată, pus la 7 metri, 6 metri, așa, în zonă de peste aproape 90 de kilometri, un blaupunct aduci București, aduci ce vrei. Plus, dacă l-ai pus orizontal, încep să vii cu semnale de pe la 400-500 de kilometri. Uite, spune un exemplu, o recepție de-a ta recentă, când ai spus tu, mi-ai lăsat mesaj în seara aia, ce ai prins tu aici în București, pe orizontal? Turcia. Ei, vezi? Eh, de ce? De ce nu ai scris pe forum? Acum o întrebare care e chestie. De ce, de ce nu-ți place să scrii când prins? E sporadic. Da, da, deci, deci păi, nu ala, nu era sporadic, era tropul. Deci ăla era tropul, nu era sporadic, nu era zi, era noapte ăla. Deci era propagare de noapte. De ce nu ți-a plăcut să scrii? Când am recepție constantă, atunci înseamnă DX pentru mine. Da. Nu să prin fluturi, prin... Păi da, mă, dar constant a fost o zi și ceva turcească aia. Hai să fim serioși, că n-a fost două ore. Da. Deci, ascultai Power Turcu, să zic, de deplictisei sau ascultai Fresh-ul de la turci? Lipsă de timp. Nu, dar zic așa, nu ai pasiune, ție nu prea-ți plac turci. Ba da, să vezi Power, ce muzică mișto are. Păi da, toată lumea trece la Power, asta toată lumea. Power Turcu ăla e toată lumea. Exact, exact. Da. Toată lumea, când, e, când îi zici Power Turc Show, alem. Adică câteva posturi gata gândite pentru ăsta. Hai că fug. Da, e, nu-i problemă, ideea este că am tras o concluzie. Deci trebuie să facem și o concluzie de genul ăsta, pentru că sunt foarte mulți care... Nu trebuie convins din, nimeni. Nu de convins, de înțeles. Cărțile spun una. Pentru că antena, da, aici e chestia. Păi da, experiența spune clar, ceva. Două antene. Deci facem testul real. Două antene. Dipol închis, dipol deschis. Nu ai să vezi niciodată că dipolul închis sau dipolul deschis e mai șmecher și mai șmecher ca dipolul închis. Dipolul închis e ciumec într-adevăr la faza dacă îl pui pe orizontală, că poți să-i faci, deci el e puțin directiv, cum ai zis, față de ăla. Deci agață un pic mai bine. Deci eu vreau să zic la Oltenia, da. Craiova, da, îl agăți mai bine. În oraș. Da, în oraș, da, într-adevăr. Dacă n-ai vlau punct, scrie pe el din termodulații la grupa mare, pe dipolul închis. Nu este, nu e bun, nu, chiar nu este bun. Dipolul deschis, da. Și mai ales, și mai ales ăsta, cum îl cheamă, da. Vreau să te întreb care este prima recomandare de atenuare pentru dipolul închis. Adică cum din ce of, deci o atenuare din coaxial, atenuare din bobine și filtre sau din ce? Prima dioda. Recomandată. Dioda. Dioda pin are radio, dar zic dioda. Separat. Dioda. Dar separat, dacă ai vrea tu să-i faci o atenuare, cum ai putea să-i faci? Adică prima ce am care ți-e cel mai ușor în cal. Nu, nu aș face închis. Nu, dar zic așa, prima care să fac să meargă, deci vreau ceva să mai scad din pâreală. Ce radio fac? Mai bun. Păi nu, la afară de radio, vreau ceva să atârn lateral, cum spuneam cum. Să atârn lateral un filtru. Ce filtru? Nu știu, nu, chiar n-aș face testele astea. Păi de ce, de ce n-ai face așa ceva? Care ar fi cauza?
o antenă bună, asta aș căuta. Păi dar bun. Nu poți să ai antenă bună dacă n-ai zonă bună. Păi da, da, aici asta ai dreptate, dar eu zic ce așa. Ce faci tu aici? Păi da. Valea asta. În Valea Dragului. Ce să faci? În Valea Dragului. Păi cum nu poți, dar turci de ce mergi? Bine, ești pasionat că... Mă, turci de ce mergi dacă nu-i bună? Cred că n-ai ideal în partea asta. Tu mai puțin vezi spre vest. Sârbii de-abia îi vezi de aici. De-abia vezi, pe de-asta. Da, Clujul mergi. Da, Clujul merge, Bihorul merge. Ai nord-vest. Deci merge Bihor, merge Cluj, merge ăsta, nu, Cozia n-am treabă, ai non-stop. Păi, am Odobești, am da, Pietrărie, da. Deci pe direcția nu, aia. Păi Burlad? N-ai dealuri, da. N-ai... Încolo Constanța. Da. Am luat radio de vacanță, am luat o recetă. Și asta zic. Hai că fug. Da, băi omule. Eh, mersi foarte mult. Teste pentru aparatul de radio, ăsta care l-ai tu aici, să le arătăm oamenilor. Deci, acum aparatul de radio intră în perioada de teste, pentru că sunt probleme foarte multe cu el. Eh, un mic scurt pe driver și lipsă de 6V și făcut 6V din componente. Acum el merge, dar să vedem la o durată lungă de 6-8 ore dacă mai are el aceeași forță. Îl băgăm la probă. Bine, îl băgăm la probă. Salut! Salut.